Nenorocirea s-a petrecut ieri după amiază. Bărbatul se urcase în cuva unui utilaj pentru a schimba prețul de pe panoul publicitar de la stația Peco la care lucra. Utilajul condus chiar de proprietarul stației a fost acroșat de un tir. În urma impactului, bărbatul a căzut de la o înălțime de 3 metri direct în cap. Bărbat de 66 de ani din municipiul Slatina, în timp ce manevra un utilaj prevăzut cu cupă, în care se afla un bărbat de 51 de ani din comuna Curtișoara, a pătruns pe partea carosabilă, respectiv strada Ecaterina Teodoroiu, unde a fost acroșat de un autotren. În urma impactului, bărbatul de 51 de ani s-a dezechilibrat și a căzut pe acostament, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Bărbatul a ajuns în stare gravă la spitalul din Slatina și apoi la Craiova, unde a decedat în această dimineață. Pentru că se afla în timpul serviciului, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a deschis o anchetă. Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a deschis un dosar de cercetare și în urma anchetei va stabili dacă evenimentul se încadrează ca accident de muncă și totodată care au fost cauzele producerii acestuia. Anchetatorii urmează să stabilească cu exactitate cine se face vinovat de moartea bărbatului. Din primele cercetări, se pare că patronul care a manevrat utilajul este cel care a provocat evenimentul rutier și implicit se face vinovat și de moartea bărbatului.